Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Sper să vă găsiți o persoană în viața asta care se uite la voi cum mă uit eu la burta mea. Nu asta. Miroase atât de bine! Miroase bine! Oh, oh, oh! Miroase burta! Tararara. Aurul bucătăriei românești. Burta de porc. Îmi place la nebunie mâncarea. Îmi place foarte mult și să mănânc, dar și să gătesc. Vreau, de fapt, să dau platoul pe spate cu preparatul meu. Poate nu vă așteptați la o fată așa delicată și drăguță să gătească acest lucru, însă o să gătesc afumătură de porc în culori. În 11 sezoane de Șef la Cuțite, preparatul meu nu a mai fost gătit. Este prima oară când cineva gătește burtă de porc. Burta este esența acestui preparat. Silent! Trăiesc din emoție. Sunt emoție pură, sunt emoție în tot ceea ce înseamnă Cristina. Dacă până acum am fost o floare complicată, acum sunt o floare simplă. Sunt o margaretă sau o păpădie, depinde. Iubesc să pun creativitatea mea în farfurii, să fiu unică. Așa ceva te duci în Paris și tu nu mai mănânci. Bate cele mai mari restaurante din Paris. Bravo, Cristina! Bravo! Bravo, fată! Fată, ești tare rău de tot! Eu consider că sunt mai diferită de ceilalți, gândesc diferit. Știți ce spun eu acum în mintea mea? Burtă, 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 mi-e foame! Imaginația mea curge la infinit, pur și simplu aș putea să scriu câte două pagini și despre un perete sau despre o nucă. Nu știu cum, dar asta e abilitatea mea, poate cea mai bună calitate pe care o am. Și am zis că vreau să învăț turcă. Alare de rinsan, mutlubi romuricin, senvarsan herier uzur, huzur la ianaricim. Toată lumea mă întreabă, măi, dar cum poți să înveți, Cristina, turcă, dar nu poți să înveți engleză, deci ești culmea, deci nu se poate așa ceva. Cred că nu o să se aștepte în vecii vecilor, amin, că în spatele la burta de porc se află o domnișoară cu mult suflet și cu mintea creativă de poate să le facă 3 poezii în 5 secunde. Hai să nu mă laud prea mult în seara asta, da? Să mă mai laude și alții. Deci mâncarea asta nu o să se mai gătească vreodată în era Șef la Cuțite, vă spun eu. Ia-ți. Am de dat cuțit de aur, am de dat. Am de dat. Am de dat. Am de dat. Am datorii la stat. Hai. Ia. Yeah. Ce? Omletă cu jumări? Of, da. Haideți că e bună. Asta e un alt fel de prăjitură dobrogeană, știi? Asta sunt legume mexicane, mă? Da. Ăsta nu e, mă, un mic dejun de la cochet? Ba da. Mamă. Pare de-aia așa, la sare. La sare. Jumăr cu ouă. Jumăr cu ouă, dar nu înțeleg ce caută orez. N-are cum să nu vă placă. Partea de omletă cu carne este o treabă românească. Da. De conservarea cărnii. La tipică, sară. La țară. Bătai din garniță, da. Și mai făceai sau jumări. Și se ținea în sare ca să nu se strice. Da, este treaba noastră. Hai să-l votăm. Hai să vedem. Da, neaușul nostru. Fierb. Deci am gustat o gură de istorie. Dacă vreți să gustați istoria, ăsta este gustul istoriei. Pastramă, că e prea... E pastramă, clar. Mamă, știi cum merge după ea? Pastramă. Păstrămă că-i sărată, Dumnezeule mare, sărată. Bognă, eu cred. Ognă, nu bognă. Ognă, bognă. Haideți. Votăm, domnul. A, eu să vă scuzați. Bună seara. Bună seara. Cum te cheamă? Mă numesc Cristina Banu, vin din Giurgiu, am 19 ani și sunt studentă. Mulțumesc. Am înțeles. La ce facultate ești? Sunt la Facultatea de Business și Turism. La ASE. La ASE? Da. Business și Turism. Foarte tare. Domnișoare, cu ce vă mai ocupați dumneavoastră? Îmi place să gătesc, îmi place limba turcă, am mai multe pasiuni. Să nu îmi spui că ai și un iubit turc.
Nu, este italian. Cam filme. Ne-am cunoscut în biblioteca liceului, în urmă cu 3 ani. Că atunci când a intrat în bibliotecă prima dată, a început să își caute cărți despre filozofie. Așa. Și eu eram foarte fericită pentru că eu scriu. Am scris 3 cărți și tocmai atunci aflasem că s-a lansat și videoclipul pe care l-am făcut pentru cărțile mele. Ai făcut un videoclip pentru cărțile tale? Da. Și eram foarte fericită. Ai publicat 3 cărți odată? Nu le-am publicat, din păcate, nu mi-am permis financiar, dar îmi doresc pe viitor. Despre ce sunt cărțile tale? Una dintre ele este un roman de dragoste și celelalte 2 sunt mai diferite și de mici dimensiuni. Romanul se numește Povestea noastră, deci este despre dragoste. Așa. A doua carte, Frigărui de stele și este... Frigărui de stele! Frigărui de stele! E genial numele, jur, Frigărui dar de stele. Dar ideea e că fiecare frigăruie, de exemplu, are 7 elemente, am pus 7 elemente în frigăruia respectivă și fiecare are un sens în carte, e interesant. Romanul e o ficțiune sau e o poveste reală? Este o poveste reală în mare parte, exact cum imaginez eu viața, în cea mai bună versiune a mea. Eu nu cred că m-am regăsit deocamdată în cea mai bună versiune. Și iubitul italian ce zice? El este cumva jumătatea mea, dar el este partea mai calmă a relației și eu sunt foarte zăpăcită, așa colorată, ne cunoaștem de ceva timp. Culmea e că cumva, cred că ne-am întâlnit și în trecut, pentru că... În trecut când? Toată lumea spune că se mănc cu Mona Lisa și... Ce? Da! Chiar care? Ideea e că Mona Lisa, soțul ei, se numea Francesco și nu știu cum am întâlnit eu cu iubitul meu, că îl cheamă și pe el tot Francesco. Toată lumea mi-a spus, tu ești o mini Gioconda, în miniatură, tu ești Gioconda, tu semeni foarte mult cu ea. Ia-ți poziția Mona Lisei. Poziția Mona Lisei. Mă rog, da. E așa cum o înțelegi și cu zâmbet. Da. Bă, un pic da. Da, mă, seamănă. Da. Bă, e posibil. Da. Chiar e posibil. Și la un moment dat am ajuns să mă uit eu la tablou și să zic, ea sunt eu, pentru că mă simt ca ea, nu știu. Da. Wow. Interesant. Mona Lisa, dar tu ce fel de om ești? Tu cum te descrie pe tine? Păi, eu sunt un om foarte visător, un om foarte modest, un om care se ridică după foarte multe căderi. Am zis, nu, eu o să pot, eu o să merg mai departe, o să lupt și la un moment dat poate o să se îndeplinească și visul meu. Și care e visul tău? Păi, îmi doresc să devin designer vestimentar, că am o altă pasiune, moda, și am 200 de creații. 200 de creații? Peste 200 chiar. Am depășit numărul deja. Mamă, n-aveai 3 cărți. Am foarte multe pasiuni. Ba da, dar am foarte multe pasiuni. Ai 3 cărți, 200 de creații. Da. Unde sunt? Fizice sau doar desenate? Desenate. Care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o vreodată? Sincer? Da. Sincer. M-am scris aici la casting. Oh. Ok. Nu prea ați ghicit ce se află în farfurie. Dacă e pastramă până la urmă. Nu, este burtă de porc. Ce e? Burtă de porc. Burtă de porc? Da. Da. Burtă de porc. Unde e burtă de porc? Carnea este de fapt burta. Deci carnea este a fost afumată în burtă. Așa. Cu multe condimente, cu cum boia, adică... burta porcului, da, se curăță foarte bine. Așa. Bagăm. După care, cea mai bună carne a porcului, pulpa, mușchi, ce e mai bun la okay. porc, se taie bucăți, se amestecă cu boia, cu sare, cu creier, toate se pun în burtă. Așa. Burta asta se coase sau se leagă la capăt și se afumă. Se afumă într-un butoi afară. Cu tot cu burtă. Adică cu burtă. Până când se rumenește. Ea va deveni rumen, așa, o culoare foarte rumenită. Ok. După care se poate consuma peste 1 lună, peste 2, trebuie și puțin lăsată. Asta când a fost făcută? În urmă cu câteva luni. Cine a făcut-o pe asta? De Crăciun. Noi am făcut-o acasă. Cam câte luni? De Crăciun. Hai, mă. Nu a fost de Crăciun, a fost după Crăciun. Deci, de Revelion. A doua zi de Crăciun? Nu, chiar. Peste, mă, tu tai porcul în februarie. Nu, doar că nu se prepară chiar în momentul ăla. Adică nu tăiem gata porcul și imediat luăm. A, deci păstrezi carnea? Se păstrează carnea, da. Și carnea pe care ați tăiat-o și ați pregătit-o pentru burtă, unde ați ținut-o? Se ține într-o ladă frigorifică. Noi avem ladă frigorifică mai performantă acasă și doar acolo ținem, pentru că la congelator prinde miros. Nu, deci o ladă frigorifică. Într-un frigider ați ținut carnea asta până în februarie, când ați băgat-o în burtă și ați afumat-o. Carnea asta de... Ok. Tatăl tău mănâncă genul ăsta de farfurie? Da.
Da, adică deci noi mâncăm asta. Și el taie porcul? Da. Domnișoară. Putem să mai așteptăm? Cât vrei să mă aștept? Un minut. Hai, Marisa. Ok, ok, o luăm de acolo. Când poate. Poți să când spui ești de pregătită. Unde să începem? Nu, e ok, vă rog, deci nu, nu, e ok, haideți că e ok. Cine e prim? Cine e primul dumneavoastră? Are și el un nume? Dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți primul. Eu sunt Cătălin. Dumneavoastră, Cătălin, sunteți primul. Dacă Șef la cuțite ar fi fost o emisiune despre oratori, crede-mă că ai fi fost cel mai mare orator care a fost luat aici. Dar Șef la cuțite este despre mâncare. Tu ești foarte simpatică. Băi, ești incredibil de simpatică, chiar să mai cu Mona Lisa. Vreau să citesc cărțile tale. Cât despre mâncare, parte sărat. Eu n-am putut să mestec mai mult deodată și îți spun sincer, se simte că a fost congelată de mai mult de două ori carnea asta și e... are o problemă din punct de vedere gust. Voi, e treaba voastră ce mâncați acasă, e ok, dar să știi că gustul ei e un pic de vechi. Știi de obicei, tu, când n-ai luat cuțite, pleci cumva concurenții, văd până seara, până seara au plecat. Înțeleg că n-au luat cuțite și trebuie să plece. Iar nu mi-a plecat, frate. Juri, ești foarte simpatică. Pe treaba asta... Da, chiar nu v-a plăcut? Adică nu e o glumă? Chiar nu v-a plăcut deloc? Să știi că nu glumim când este vorba despre mâncare. Noi suntem aici să dăm sfaturi pertinente, nu de conforme. Dar eu știu, știu de sărată. E foarte sărată. Eu așa mănânc, mi-mi place. Sărată. Dar așa este ea și în combinație cu ou, poate am pus prea puțin ou. E posibil. E posibil și asta, dar e mi se pare extrem de bună, vă spun din toată inima mea. Foarte sărată, da. Adică, pentru un fel de mâncare. Gusturile nu se discută. Ah, poate să vă placă sau din punct de vedere culinar, profesionist, această mâncare este exagerat de sărată. Exagerat de sărată. Chiar dacă trei șefi îți spun că e sărată. Chiar e sărată. Chiar este sărată. Totuși vii la o emisiune culinară unde trebuie să-ți accepti verdictul, și anume mâncarea ta merită sau nu merită să meargă mai departe, să-ți asumi un pic greșelile pe care le faci. Pentru mine era foarte prețios acest cuțit. Pentru mine însemna totul, am venit cu un vis, cu o dorință. Pentru mine, poate pentru alții nu înseamnă nimic. Te-ai uitat la emisiunea noastră? Bineînțeles, mă uit la primul sezon. Ai văzut că au fost concurenți, abia a treia oară au reușit și au intrat și în echipă, știi? Culinar vorbind, nu ești pregătită pentru bootcamp momentan. Și crede-mă, va veni Gianni care la fel, n-a ajuns în echipa a doua oară când a venit, a câștigat sezonul. Despre ce vorbim? Nu vreau neapărat să ajung în echipe sau să mă visez, mai știu eu ce bucătar, cât îmi doream să plec astăzi cu un cuțit. Te așteptăm în sezonul 12. Preferam să primesc așa un cuțit de milă și să plec și eu acasă fericită și mulțumită decât să plec așa îndurerată. Mă doare efectiv sufletul. Mă doare efectiv. O să mă nec în lacrimi, sunt sigură. We'll be right back.
Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.